Bună ziua! Ne-ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferința de presă pentru regătoarea partidului pe care echipa noastră va dispota în turul întâi preliminar Europa League, mâine, pe care propriu compania formației FC Stavai. Pentru mine, antrenorul principal, domnul Cornelu Papă, împreună cu cea mea Ceaca. Am să le dau cuvântul pentru a vă spune câteva cuvinte despre acest joc, apoi așteptăm întrebările din noastră. Bună ziua! Raportând la meciul de mâine, așteptăm un meci, nu foarte ușor. Toate că am făcut un meci bun în prima manșă, trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să rămânem concentrați pentru a ne califica. Acesta este singurul obiectiv pentru mine, calificat. Dacă ne gândim că suntem calificați, suntem într-o eroare. Trebuie să rămânem concentrați la maxim, pentru că nu va fi ușor să ne calificăm, chiar dacă avem un avantaj. For the game tomorrow, it's a very difficult game. We have to be dreaming focused. Our opponent is tough. We must not make the mistake to believe that we are already qualified, even though we have a good result in the first round. But if we think we have a good game and that we are qualified, we make a big mistake. We don't have to do this. We have to remain focused. So that we don't risk nothing. Sunt două meciuri în care. Tough game. We wait a tough opponent. We make a very good game, away game. It's important to stay focused and give 100% in these 90 minutes, and we wish to qualify for the next round. Avem un meci dificil. Un adversar dificil. Este important să rămânem concentrați și să nu ne gândim la meciul tot și să obținem calificarea în turul următor. Domnule Papor, ați primit două goluri din tur de la Sabail. Cum veți pregăti acest meci, având în vedere că și meciul din Genoa, o adversară net inferioară nouă, ați primit tot două goluri? Bine, cum priviți partea goală a paharului. Dar să spuneți că am marcat 3 goluri. Este doar de nuanță, cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Într-adevăr, ar fi foarte bine să evităm golurile pe care le-am primit. Le-am primit pe faze fixe, că puteau fi ușor evitate. Trebuie să ne concentrăm și am lucrat pentru lucrul ăsta. Sper ca la meciurile viitoare să nu mai facem erori pe faze fixe ale adversarului și să nu mai primim gol. Depends how you look at our last two results. You can look the half empty of the glass and say that we concede 2 goals in each game, or you can look at the full part of the glass and say that we scored 3 goals.